Dar observa că de obicei omul care nu știu, nu prea e deschis, care tace și analizează și ăla faptele cel mai diabolic. Da, ăla e capul. Cel mai periculos din cameră. Nu ăla care vorbește, că după ăla care vorbește mult, de obicei zice ce gândește. Sau vorbește de dragul de a vorbi. Zic tot. Da, ce... Sau are multe de zis. Ăla care tace și le face și... Povestea care circulă despre mine pe net. Mai multe privințe nu... Dar Filipul deschis subiect. Dar nu știu, eu vă întreb pe voi. Așa, ca om, femei, că suntem femei normale în casa asta, aia, nu suntem... Care dintre noi de aici, din casă, ar face în fața unei fete sau și a unui băiat? No, eu vă întreb așa. Dar nu știu la ce te referi. Pe despre asta circulă că au făcut nu știu ce cu Sergio în față la Dana și a Luga. E normal, dar serios acum. Nu mă interesează. Eu nici în fața ei n-aș face așa ceva, că mi-e prieten, m-aș băga în pământ. Am aș băga, pe acum nici în față la soră mea, despre ce lasă vorbească. Ce râde? Oricum, nu mă interesează ce s-a întâmplat, dar e de râs, eu râd că e de râs. Eu vorbeam cu Bianca. Mă interesează. Să te bucuri de rău altuia, Berna. Dar Filip, ce fericit e. Doamne ferește, mă, și apără, mă, fac ce vreau eu. Că Filip, ce fericit. Poți să faci ce vrei tu, dar eu nu vorbesc, nu mai vorbesc, că nu mă mai băgați ăsta, frate, dar nu mă mai băgați, că nu mă interesează. Tu te-ai băgat. Eu, îi punctul meu de vedere, că îi de râs și atât. Din opinia mea, atât. Nu mai luați așa, frate, îi opinia mea, îs Berna, gata. Dacă tot ziceți că zic prostii, că nu știu ce, dar nu mai dezvolta subiectul, frate. Fac ce vreau eu, când vreau eu, râd când vrea inima mea. Nu mă mai interesează de nimeni și nimic. Se speculează cum că ar fi avut Sergio ceva... intim cu mine, știu. Nu, pe lângă chestia asta, ceva înregistrări sau video. Și... I-am spus aseară, postează ce ai. De ce nu vrea să le posteze? Am auzit că ai dat-o în poliție. Dar nu-i treaba ta, Filip, dragă. De ce ești așa curios de viața mea? Nu înțeleg. Ai ceva sentimente pe mine? Să arăt la lume ce fel de persoană ești. Aaa, da. Din minciuna cuiva. Și acum a venit lumea cu poliția și cu adă și vrei să vorbești. Iubi, au spus că dacă, auziți, dacă, ci că Sergio postează, o să plătească. Da, înseamnă că ceva îi, dacă o să plătească. Că dacă nu poți să zici așa ceva despre mine... Eu nu s-a venit o persoană cu poliția după ce ai făcut ce fac eu și eu să spun că o să plătești dacă n-ai... Unul la mână, Berna, pentru cultura ta generală și o frică atunci când m-a postat în fight-ul cu Roxana, la fel am spus. Nu trebuie să fii nipostaze. Nu trebuie să fii nipo. Dacă vrei să vorbim, ar fi bine să ne ascultăm. Dacă nu, vă las să vorbiți. Bine? Te rog. Ok. În momentul în care Oprică a filmat cearta dintre Roxana și Andreea, la fel i-am spus. Sunt dovezi pe grup. Păi și înseamnă că sunt adevărat că n-are video cu tine când ești dezbrăcată. Asta nu înseamnă că eu mă aflam într-o anumită ipostază. Iar ceea ce se... Când a mers o persoană, înseamnă că e foarte revoltată. Dacă a mers cu o persoană când dai la poliție să nu dea filmulețele, înseamnă că s-a întâmplat ceva. Nu? Adică s-a filmat dezbrăcată. Sau, vă las să vorbiți. E adevărat. Bine, altceva? Iubi, și acum să-ți dau lumea, să-ți dau toată lumea seama că tu nu ești doamna aia de care zici. Nu mă interesează părerea mea. Ai făcut ceva cu o persoană care încă n-ai avut relație, n-ai avut nicio treabă. Dacă n-am făcut nimic, nici nu mă mai băteam capul că oare postează sau nu, sau așa, deci e adevărat. Atâta timp, nu știți multe lucruri. Că o să plătească. Eu nu mai vorbesc, că nu, n-am cu tine. Eu râs, am venit o persoană cu poliția. Fix problema ei, are 29 de ani, nu-i copilă. N-am cu cine să vorbesc, pentru că nu vă dați rând să vorbim pe rând. Atunci n-avem cum să ne înțelegem. Unul la mână, oricine te denigrează public, fie verbal, fie cu acuzații false, fie cu orice, se numește... calomnie. Voi nu știați probabil acest termen. Se numește denigrare, umilință și multe alte lucruri. Nu trebuie să vorbiți, că nu știți. Să nu dați Sergio filmulețele cu tine când ești dezbrăcată cu el în pat. Ok, să le posteze dacă le are. De ce nu? Aia, că tot dai în gardă, că ți-a și auzit când vorbeai tu cu Sergio la telefon. Da, pentru că nu am nimic de ascuns. Mai erau fete jos în fața hotelului când am vorbit. Dar nu ascuns. Mă duc după bloc să vorbesc la telefon. Erai foarte nervoasă. Iar dacă voi, tu și Filip, vreți să insinuați niște chestii, nu înțeleg de ce vă preocupă viața mea. Nu ne interesează, dar nu știu cum te nu vă interesează. Să vadă toată lumea care v-a zis să vorbiți. Singurii care v-ați trezit să vorbiți despre mine. Și uită-te la Filip, iubita mea. Uită-te la iubitul tău, ce agitat e. Ai vorbit de mine? Îi suferă el aici, nu-l înțeleg de ce. Nu e, ce vrea să zică cu Filip, te rog, lasă-mă în pace. Te rog eu frumos să mă lași în pace. Care... O să mă lași în pace. De acum să vadă lumea că n-am avut nervii. Bine, Filip, bine. Nu mai mi-ai spunea degeaba că n-ai zis că tu nu ești doamna aia. El vrea să zică, erai făcut la fel. Dar e părerea ta, Filip. Filip, e strict părerea ta.
Nu mă interesează. Tu nu ești majoritatea populației. Tu nu ești majoritatea. Tu ești doar tu și atât. E strict părerea ta și nu mă interesează de părerea ta răutăcioasă. Așa e. Fiecare suntem doar noi și atât. Într-un fel, e și aiurea dacă îi s-o să fi întâmplat, dar nu, într-un fel și treaba ta. Adevărul iară, la mine. Bineînțeles, Livian, fiecare are dreptul să creadă ce vrea. Eu nu vin să vă pun arma la cap, vă spuneți asta. Bă, voi aveți dacă... dreptul să credeți ce vreți. Bă, pe mine nu mă interesează. Băi, ai o... Cum să zic, ai o vrăjeală acum în tine, ca am o vrăjeală. Să vorbească, ca să nu, nu se vorbească și o dai așa să liniști, ca să nu... Dar chiar n-am de ce să mă agit, chiar nu am de ce să mă agit. Păi, zic, ar trebui să mă agit, ca să-ți placă ție sau cum, că nu fac legătura. Lămurește-ne tu, Filip, care te... Ar trebui să te recunoști. Ești ăsta, ai puterea asta supranaturală să te duci în diverse locuri. Tu ai fost acolo, invizibil, și ai văzut tot. Mulțumesc, că sunt bine, stai liniștită. Atunci ce te tot bagi în seamă cu mine? Lasă-mă, frate, în pace. Ai vorbit de mine o lună întreagă pe un subiect urât. Și tu m-ai scuipat și m-ai umilit și m-ai denigrat în fața României. Și acum o să arăt și la toată lumea ce fel de persoană ești tu. Bine, mai bine stai și arată cum ești tu. Doamna aia care... Bla, bla, bla. Bine, bine, hai că mă... Chiar suntem doamne. Filip, noi a fost bine cu Sergio. De-aia nu se stresează. Nu știu, probează-l să vezi cum e, nu știu. Ai dat-o la tine așa cu Sergio? Da, de ce? Dar nu înțeleg de ce. Nu mă interesează răutățile astea gratuite. Chiar bă, nu mă interesează. Eu poți să spui lume, ce vrei, că nu mă ataci, crede-mă, nu mă mai atacă nimic. Atac. Dacă tu ai așa-i treaba ta, eu îți explic la lume ce ai făcut tu și îi explic la lume. Dar tu n-ai fost acolo, băi, omule, tu nu ai fost. De ce suferi tu să vii să contribui la... De ce suferi tu să vii să contribui la o răutate gratuită? De ce suferi tu să faci lucrurile astea? Personal am întrebat pe Zero și a zis că da. Așa că nu mai... Dar e problema ta pe cine ai întrebat tu. Deci dacă l-am întrebat pe om personal, nu vineam eu de nebun. Și nu poate să mintă un bărbat despre o femeie? Se poate? Are pantalonii, avea pantalonii ei pe el și așa. L-am și întrebat ce frumos, băiețește. Și a zis că da. Ai înțeles? A, și dacă zice Sergio, înseamnă că el deține adevărul suprem sau cum? A, păi dacă atunci tu crezi... Atunci stai așa. Atunci de ce l-am menit David o clipul cu tine pe internet? De ce l-am menit cu poliția? Vrei să arăt conversația? Stai așa, stai așa. Nu, Andrei, nu arăți nimic. De ce l-am menit cu poliția? Lasă să vadă că nu e adevărat. Chiar i-o zis să dea. Chiar i-o zis să dea. Chiar a zis să dea? Păi stai așa că l-am menit cu poliția, cu asta. Ai înțeles, nu vadă lumea ce fel de persoană ești, las că o să vadă lumea. Bine, deloc. Frate, altceva mai aveți? Mă plictisește subiectul ăsta și nu simt nevoia să-i fac reclama acelui personaj, așa că am să vă las pe voi. Nu mă regăsesc în nimic din ceea ce se spune acolo și nu am ce să comentez. Scurt, nu mă obligă nimeni să comentez o aberație a cuiva. Nu vreau să comentez așa ceva. Scurt. Nu trebuie să afli chestia asta, dar ți-a scăpat așa ușor, ușor. Mi-a scăpat? Nu ție. Mie mi-a scăpat? Nu ție. Nu ție. Păi nu. Aș spune mai multe, dar le las pentru cei ce au văzut. Mai multe persoane? Că dacă era adevărat, nu spunea. Nu voi puteți gata să mai fac a doua, a treia, a cincea, a zecea. Bine, ea să recunoască, păi azi n-a recunoscut nimic când a făcut și cu mine, mai ales cu Sergio. Lasă-mă să-ți spun. Să dacă era adevărat, Sergio nu spunea lucrurile astea ca să mai se poate întâlni cu ea. Nu, dar... Ce scop avea Sergio să nu să mintă sau să ascunde ceva? Oamenii frustrați când ajung la struguri spun că sunt acri. Punct. Și cu asta am încheiat. A făcut băiatul treaba aia de știi, bravo lui. Care treaba? N-a avut relație, n-a avut care treaba? A făcut scopul. Felicit, treaba cu minciuna. Cu bradere, da, crede-mă și mersi că ai arătat la lume ce fel de persoană e. Da, și tu ești atât de fericit. Vai de mine. Înțeles. Ai tupeu să apară pe internet și să nu ameniți cu poliția? Omule bun. Ai tupeu? Eu i-am spus în felul următor. Ce ai? Te rog frumos să postezi. Inclusiv aseară am fost amenințată să-mi șterg postarea de la story, în care am scris că nu mă interesează care ce vorbește despre mine și mi-a spus așa, dacă nu o ștergi, se va posta acel video. Iar eu i-am răspuns, te rog să-l postezi. Punct. No, n-ai zis așa. L-am auzit bine când amenințai cu poliția, cu asta. Adică bine, nu mă face bine că... Atunci de ce mă mai întreb dacă tu ai răspuns? El vorbește cu poliția ca să nu se afle ce ai făcut tu. A zis, dacă îți permiți să minți și să faci asemenea afirmații despre mine... E normal să-i spună, bă, băiatul, ești că și ajungi în tribunal. Dar nu poți să vorbești cum vrei despre cine ce vrei. Nu-ți permit, e al doilea om care vine și minte, mie împătează imaginea și nu-i permit. Eu am tot dreptul legal. Tu nu te rog să nu te mai bagi în seamă, că vorbeam cu Bianca. Dar tu nu vezi, Filip, că dintre toți băieți ești cel mai curios de mine de acolo? Tu chiar nu vezi? Ești cel mai curios, frate. Asta mă pune pe gânduri grav.
tai o iubit, ar trebui să te focusezi pe ea. Nu, da tu așa, nu, nu mai da tu așa, nu mai da tu de mine. Nu mai da din aripi pe acolo. Te-am zis, te-am rugat frumos să mai vorbești de mine, ai vorbit tu continuu. Bine, 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 nu mai totul dăm, nu mai crede că ești prea după tine, el vrea să îți arete fața, exact, să vadă lumea cine ești tu cu adevărat. Perna, altceva, nu ești prea după tine, stai liniștită. Tu dar spune, dacă era, mă lăsam prima lună. Cine ești de tine adevărat că te-ai culcat cu doi frați, ca asta zic. Ce? E adevărat? Eu nu m-am culcat, așa zic oamenii. Păi stai liniștită că nu mă interesează. Și despre ea, zic. Păi asta zic că nu mă interesează. Asta zic că nu mă interesează. Da, și a crea niște legătură la asta. Și eu pot să cred la fel că a fost cu doi frați. Lumea vorbește despre ea că s-a culcat cu doi frați. Ce nu înțelegi? Nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Și eu pot să cred la fel. Dar tu vezi că ei doi sunt cei mai curioși de aici? Da. E frământ atât de tare situația asta. Da, mă frământă. Ai vorbit de mine o lună întreagă. O lună pentru întreagă că care s-a lămurit. Niște acțiuni, nu care s-a lămurit. Ai înțeles? Nu se poate vorbi cu voi, taca. Aiure, acum îți dau ție fața că de fapt tu te dai cine nu ești. Hai pentru mintiuca ta să fiu mai clară. Nu m-am culcat, nu am întreținut relații intime cu acel băiat. Punct.